Bună ziua! Pace și Hristos a înviat. Astăzi m-am pus să am cumpărat aseară pește de la Sen Gros, congelat, caras. Nu știu cât era kilogramul, chiar nu știu. 16 lei sau 18 lei. Cam așa. Și astăzi a fost vorba că facem pește. Și când l-am descongelat, aseară l-am pus în apă, că era congelat. Și zic, de dimineață nu mai iau de acolo și îmi fac treaba. De dimineață, e deja 11. Și când să le iau, tot era putred. N-am cuvinte să vă spun, tot era mai mare. Și am zis, eu așa ceva nu fac. L-am pus acolo la gunoi. Trebuia să vi-l arăt, dar poate prea reclamă fac și așa am spus destul. Și am avut în frigider, dacă știți că am făcut un pui și am luat pieptul de la puiul ăla, am mai lăsat pieptul ăla de din jos, dar ăsta deasupra l-am luat. Și am zis, decât să-l prăjesc, să fac un șnițel sau ceva, mai bine ăsta și mai am aici o jumătate de kilogram de carne măcinată. Îl combin, pun și un pic de slănină și fac. Am acolo o varză și fac sarmale. Că e mâncare în casă, cum să zice. Slănina asta e prea mult cât am tăiat, că eu am vorbit acum cu dumneavoastră și nu pun atâta. Să aibă cât de cât pieptul ăsta gust de ceva. Și asta e de la șoancă. Și am o căpățână mică de varză. Dacă nu mă ajunge, mai pun eu și într-un dovlecel și între niște roșii, cam și două, trei roșii, și umplu eu cumva să fac ceva. Da. Deci, astăzi nici n-am crezut să pățesc eu astăzi așa ceva. Da, deci s-au desprins după carne oasele, vă dați seama, așa ușor. Deci, coastele s-au desprins. Da. Și cum să mâncăm așa ceva? Și mirosul nu a fost plăcut și culoarea nu prea m-a plăcut înăuntru, deci vă dați seama că nu e fain. Da, asta e. N-avem încotro. Nu, și atunci, ca să fie mâncare în casă pentru toată lumea, cum să zice, și pentru soțul, și pentru băiatul meu că vine de la servici, ce să-i dau să mănânce? Și atunci m-am gândit, lasă că pieptul ăsta, uite, îi dau eu așa un pic de gust și combin cu ce am aici, carne măcinată, dar îi vită cu porc. Ar fi fost puțin și asta dacă ar fi făcut ceva de nea. Dar așa zic eu că sarmalea merge. Nu, așa ceva nu o să se... O să se mire, dar ce și soțul meu că ei o să servească astăzi sarmale. Dar ce să fac? Dacă așa s-o nimerit. Să zic că fac chiftele. La Daci nu-i place chiftele să mânce. Mâncă așa, dar nu. Și atunci, până pe seară, jumătate de kilogram de carne pentru patru persoane și dacă e până acolo și Natalia. Și atunci, ce mâncă de acolo? Dar așa, dacă fac sarmale, zic eu că fac bine. Zic eu, nu știu acum. Și bine. Da. Vreau să îmi cer scuze cum am fost eu ieri, că am fost așa mai năcăjită și poate am mai năcășit și pe alții lângă mine, să mă scuzați, îmi cer iertare. Și au fost multe doamne care au spus că chiar au plâns odată cu mine. Domnul să vă binecuvinteze, să vă dea sănătate și tot ce vă doriți dumneavoastră. Așa e, în lumea asta e și bune și rele. Nu pot să fii numai fericit. Mai se nimerește și de naștere, da?
Niciodată nu știm de unde ne iasă soarele și răsare. Și poate că totul e și spre bine, nu numai spre rău. Dar trebuie să treacă omul și cu bune și cu rele. Asta e viața. Mulțumim la Tatăl Ceresc pentru toate. Uite că astăzi mâncăm sarmale. Da, e bună și mâncarea asta. A, nu. Încă cum? Am dat vreo 30 de lei, cred eu, pe peștele ăla. Da, stai. Dar ați văzut că eu fac orice, și pe oasă, fac supă, fac chiar și varză sau ceva pe oasă, varză dulce sau chiar și acră. Și mă descurc și cu bani puțin, numai cu bani mulți. Dar un exemplu, cu carnea asta măcinată, nu avea mare lucru de făcut. Și pieptul ăla, la fel. Ce să fi făcut cu el? Să-l prăjesc, să îl fac paneu sau... Da, să mai bine sarmale, că să satură tăți. Îi zic eu. Cui îi place sarmalele, că nu la toată lumea le place. Dar cui îi place... Da, ce să zic. Iacă așa. Dar un pic în urmă cu treaba asta, că eu am crezut că pește deloc îl fac. Și n-am știut eu că dacă vine aici la bucătărie, se schimbă foaia. Dacă ar fi știut să fi luat altceva de acolo din congelator să descongerez. Da, să nu-i pare. Că și asta e bun. Așa multă slană? Nu mai pur. Asta o las. Uite asta. Nu e multă. Cât e? La noi e răcoare în bucătărie, să știți. Nu mi-e fric, că mi-s bine îmbrăcată. Dar e răcoare. No, acum să vedem ce am aici. Deci astea nu le pun. Ia că carnea asta măcinată. Oi, oi, încă nu am varză, păcât... Poate mai am varză acolo un butoi, dar eu nu mai caut la aia. Hai să facem de fapt. Dar câtă ceapă din asta mai ai? Din asta? Da. Așa tare îi. Când o cureți, așa te ustură ochii de numai. Eu m-am luat că am știut că începe asta nouă să fie. E. Și asta nouă dai pe o legătură, că dai pe un chil aici de ceapă. Și atunci m-am luat ceapă asta. Ciu-ciu. S-o trezit. Punem trei cepe și eu cred că am făcut o alegere bună, că am fac sarmale din carnea asta măcinată, că e mâncare în casă, cum să zice, poate și a doua zi, făcând așa, dacă ați făcut altceva, nu știu. Da. Acum nu-mi vine mie repede că ce aș fi putut face.
asta. Da. Ce am vrut să mai spun? O să vă arăt peștele, sau eu știu, să nu mai vă arăt. Da, să nu mai arăt, dacă... și așa. Deci pește strigat. Ai încercat tu să-l salvezi ceva, dar degeaba. Că n-ai, nu poți să salvezi nimic din el. Dar ce să salvezi când odată peștele e stricat să mai mergi din el? Și așa am avut chef, zic, mă las că-l fac și... Na, le îmbucur pe tăți, că și la băiat îi place și la soțul. Angie Caras nu prea. Și... i-ar fi mâncat altceva, că ar fi avut pieptul ăla să-l fac paneu. Deci i-ar fi făcut și ei ceva să mânce. Și chiar și la micuța, că nici micuța nu vrea pește. Și am avut două bucăți de piept, de pui, și ar fi făcut și pentru ei. Dar, e un dar. Și am mânce toată lumea sărmane. Că le place și la micuța, și la Angie, și mere treaba. Se mai întâmplă. Era peste drum de noi, unde am stat înainte, îl chema Albu Baci. El era ungur. Și nu prea îi plăcea. Îi plăcea sarmalele. Și Mirela, când era mică, numai acolo vrea să meargă, că nu mai era peste drum de noi, să meargă că avea iepuri. Și să meargă să vadă iepurii, porumbeii. Dar dimineață, când se scula, se treza și se cerea la ei. Și nu, mă duc acolo, n-aveam încotro. Și când mă duc, ia că Albu Baci era la masă și fierbea sarmale. Și spun eu să rămână Albu Baci. Și ce faceți Albu Baci? Mânca sarmale? Că eu știam că nu-i place. Dar ce să fac dacă n-am nimic ce să mănânc? Ia că mânc de foame și sarmale. Dar lui nu-i plăcea sarmalele, chiar mi-i plăcea. Da. Da. Albu Baci. Spre rușinea mea, nevasta lui nu mai știu cum o chemat-o. Dacă mă aude acum nepotul ei, că el e aici în Arad cu noi, îl cheamă Lucian, poate să râde de mine că nu mai știu cum o chema pe bunica lui. Asta e, nu mai știu. Oh, păi dacă o trecut mult timp și nu te-ai mai întâlnit cu persoana aia, care... nu, îți dai seama. Păi, Mirela era de vreun an jumate. Cam așa, când se cerea la ei. Și ei erau bătrâni, decedați. Bătrâni. Da. Albu Baci cu nevasta lui. Eu mergeam la fica lor, cu Mirela, așa, am scos, îmi fierbe apa și se pune mai așa. Așa e și la mine. Mă duc aminte de niște persoane când eram mai mică, dar nu mai știu cum îi cheamă, știi? Care nu i-am mai întâlnit, dar în ani de zile. Dar chiar nu știu cum o chema pe bătrâna, nu știu. Da. Vrei să pui acolo ulei, nu? Da. Ok. Punem ulei. Punem puțină sare ca să moaie.
Și acum carnea o să punem aici unde se prăjește. Da. Ceapa. Prăjesc ceapa și prăjesc, căresc și puțin carnea, care e gust mai bun atunci. Da. Aici până ea să face că e ochiul ăla mic. Da. Până se opărește varza și atunci poți să pui pe ochiul ăla mare. Da. Ceapa și atunci se face mai repede. Și... uite așa, dacă nu stă varza bine, pui așa că stă. Nu. Dar are culoare faină varza asta. Asta e varza de primăvară, nu? Da. Varza de primăvară. Ei. Deci înainte nu a fost așa ceva, să ai varză de primăvară. Da. Numai de toamnă știu eu. Nu, știu. De primăvară. Varză dulce. Cum e. Să... era așa atunci. Și uite așa se opărește varză. Uitați așa. Dar eu trebuie să beau o furculiță. Da, să fie mai ușor. Că te mai opărești. Întoarcem pasta la altă parte. Și tot așa. Da. Așa se face varza dulce. Oricât e de mică căpățână, uite ce frunză mare are. Da. Și iese sarmalele mai bune, cred că. De ce? Cu varza dulce, nu? A, da, mie mă place mai mult ca cu aia. Păi da. Aia acră îmi place când e iarna, pe când s-a crește ea, așa, nici acră, nici dulce, așa, e superbă. Dar eu nu prea mis cu acrimea. Nu. Și gata. Nu și nu. Ați înțeles. Îmi place, dar îmi creează probleme. Și atunci mă lipsesc. Ia. O, Doamne! No, hai, fă-te repede că mă grăbesc. Chiar mă grăbesc. Eu trebuia să fiu sportivă, că eu așa arunc la coș imediat. Deci am tăiat 3 cepe și când e ceapa călită bine, atunci pun boia și pun și carnea și atunci pun condimentele, pun orezul și pun în varză compoziția și pun suc de roșii. Și am acolo mărar, am de toate, că vara se pune mărar din ăsta proastă și iasă mai gustos. Doamne, de să mă ajungă. Că eu asta n-am fost pregătită să fac eu asta sarmale, sincer. Sincer. Dar asta am avut în casă și n-am avut altceva. Asta e. Bași. A, ciu-ciu. Nu știu ce face ciu-ciu. Așa, aici trebuie să prăjească bine. Am avut în plan altceva să facem, dar asta e. Să arăt că nu am mințit. Uitați aici peștele. Uitați cum arată. Deci nu arată, nici culoare nu are. Deci nu... e putred. Deci carnea nu arată bine, vedeți? Nu știu. Și atunci, de ce să ne îmbolnăvim noi? Da, l-am curățat, l-am făcut. Arată și nu. Da, uite. Deci nu arată bine deloc. Așa e ciuciu. Dar ciuciu ar vrea o bucată. Nu, mai că uite ce-i miroase, ce zice. Oh, vreau și eu. Da. Uitați aici florile.
Wow, cum arată! Mama mia, acum văd și eu. Ori înflorit. Mulți trandafiri. Aici văd că lalelele se duc. Văd că e verdeață mult aici. Multă culoare verde. O plouat și bine, azi noapte, că am auzit. Și e bine pentru grădină, pentru agricultură, dar nu știu ce-o fi la vară. Sper să nu fie ca anul trecut. Aici tot înflorește în continuu, floarea mea. Deci cine dorește așa floare cum am eu, puteți să luați liniștit pentru că rezistă iarna. Trandafirul care l-am luat. Așa. Și acolo. Ce mai iese? Acum mai rămâne de văzut pe zilele următoare. Nu știu, dar văd că nu se dezvoltă mazărea lui Natalia. Ceva o mănâncă. E ciupită. Aici văd că un pic s-a mai dezvoltat și acolo. Dar aici ceva o mănâncă de frunze. Dar nu știu ce. Și aici, uitați, tot e mâncată. Oare de furnici? Sau melci, dar melci nu avem aici. Interesant. Ceva insecte, eu știu. Da. Ok. Și aici o să înflorească trandafirii. Ăștia sunt roz, de culoare roz. Și avem și o buburuză aici. Nu știu dacă se vede. O vedeți? Buburuza. Ok. Floricelele și tot e în regulă. Mai bine l-o udat. Aici văd că de să înflorească. Bun. Ok, mă duc la bucătărie. Iau cotorul până se face acolo, să nu stau degeaba. Facem așa, fel că ne grăbim. Uitați, o vrut să se călească mai tare, dar nu o las. S-o moiat. Și atunci punem boiaua. Punem carnea. Deci, e porc, vită și piept de pui. Nu cred că iasă ceva rău de aici. Acum o să vedem.
Ieri m-am întâlnit cu... Nu mai spun, am spus că nu mai spun fană. O să spun cu niște... cu prieteni. Adică m-am întâlnit cu două femei, cu două prieteni. Una m-a întâlnit chiar la intrare, cum am intrat la Real, și cealaltă pe acolo, pentru rândurile alea, pentru azi. Și am vorbit atâta, că Daci, eu zic, da, nu ai mai găsit pește, că ai vorbit așa mult cu ea. Și o povesti că mă urmărește toată familia. Și îi place mâncărul de cum le fac. Și cealaltă la fel. Amândouă au fost atât de drăguțe. Și Dumnezeu să le dea sănătate și să le binecuvinteze. Aici puneți orez cât dumneavoastră vreți. Eu pun cam 4 linguri, 6. E 6 linguri. Nu pun mai mult, fiindcă și așa n-am frunză. Trebuie să spălăm orezul. Așa amestecă să strânge asta care e măcinată. De-aia mie nu-mi place să lucrez cu ea, carnea asta. Se face așa strânsă. Stai să pun condiment. Condimentăm puțin. Așa bine miroasă condimentul ăsta, bine, eu m-am cumpărat și am știut eu că folosesc. Îi și piper, și cimbru, și rosmarin, sau ce-o mai fost acolo, nu mai știu. O grămadă. Deci, îmi pare rău că, dar poate chiar am arătat, dar nu mai țin o minte dacă am arătat. Nu știu. Când am pus aici, în cutiuța asta. Așa. Și acum punem și piper pe lângă. Un pic de piper. Nu pun mult. Noi nu punem mult piper. Dar aici trebuie să învârși de 10 ori când ia să boapă. Ce surpriză le fac la oamenii mei cu sarmalele. Da. Îmi
încercați să faceți ca mine sarmalele o singură dată, uitați așa într-o zi, nu de sâmbătă spre duminică, că aveți sarmalele dumneavoastră la masă, pentru cineva invitați, nu atunci. Faceți așa în cursul săptămânii când sunteți numai dumneavoastră. Să vedeți cum iasă. Să vedeți ce gust are. Eu zic că-s minunate așa. Ok. Așa. Și acum vine umplutura. Înăuntru, în foi. Deci, acum e cel mai dureros. Acum e cel mai dureros, că nu știu dacă am atâta varză. A, păi vedem. Atâta frunză. Rămâne de văzut, nu trebuie să ne panicăm. Că, na. Există o rezolvare. Am crezut că e explicație. Există o explicație, da. Să încep cu astea mici. Începe, dar pregătește-ți oală unde le pui, frumos. Să le pun direct. Exact. Hai, fii așa. Păi nu? Bine, zic. Să le pui frumos acolo. Cred că în oala aia neagră, așa-i? Care... Sau? Nu știu. În aia m-am referit și eu. Că aia e bună, eu zic. Da. Uite că mai am și... Mai ai și, da. De la astea. Fel de... Cum se spune? Să protejeze. Să nu se zgârie. Da, și uitați aici conținutul, arată bine, foarte bine. Astea le pun pe fund. Da, de gust. Bine. Așa. Și știu că am o vază ce a rămas de la ani și când au făcut ea varză atunci. Da. Și o tai și pasta pe fond. Așa. Și acum tăiem varza și punem la fund. Pe fund. Un pic de varză dulce. Mărunțim și o punem aici împreună cu slana și cu șoricul. Mama, condimentez. E, pui o foaie de dafin, așa-i? Da. Aici la câteva foițe. Oi, e prea mult. Deci e prea mult. Serios vorbesc? Da. E
Ieri m-am cumpărat piper verde. Piper verde și... Așa, gata. Ok. Și acum, Doamne, ajută să-mi iese ce vreau eu să iese. O să iasă. Aici vreau. O să iasă, mamă. Cu răbdare. Puțin indică. Da. Prima. Da. Prima. Prima sărmăluță. Da, micuță. Deci primele sunt foile mici. Păi mesul de acolo. Da. Dacă ar fi dat și acum lângă mie, ar fi cel mai bucuros. Da. Mai mâine lucrează și după aia gata. No, într-un fel ne pare bine că rămâne acasă. Că mai ne filmează, mai Angie mai are și ea de curățenie, mai are și ea și alte treburi. Dar acum ne-a prins bine și bănuțul ăla cât a fost. Ce să spun? Cam puținul, dar... Da, bine a fost și atâta. Și mai eu învățat și el un pic de experiență. Da, mai... asta e adevărat. Eu prins bine și una și alta, dar acum, cum am spus eu și ieri, cu Dumnezeu înainte, ce putem să facem? Nu putem să facem. O să fie bine. O să fie bine, foarte bine. Pentru tine, da. Și pentru tine. Că soțul tău e acasă. Și eu pentru mine. Dar vezi că eu mi-s mai și cu banii. Să mă ajungă. Da, știu. Știu cum ești. Da. Știu cum ești. Dacă nu mă ajunge, atunci e bai. E bai mare, mare. E bun. Păi știu că e bun. Chiar e bun. Nu. Toată vara eu am compania alupăsă. Păi place de noi, ce știi tu? Cauza aia vine aici la noi. Toată vara, dar eu nu le las neplătiți. Eu le arunc acolo mâncare ce le trebuie lor. Mai le arăt. Pâine, mai... Chiar și făină de mânaie. Dacă nu am pâine să le arunc, le arunc făină de mânaie. Păi altă muzică nu avem, numai păsările. Când era Dacian Mintăt, așa mor cântat. Cântat. Și Dacian dormea atât de ușor. Și astăzi tot așa lui. Și luam mătura și dădeam cu mătura, în... aveam un vișin. Și în vișinul ăla se duceau ele și se certau. Și eu dădeam cu mătura, plecați de aici, să nu trezească pe Dacian, că aveam de lucru. Nu am putut eu să stau cu el în brață. Să-l țulțulesc. Da, de unde? Am avut atâtea pe capul meu. Toată casa era pe mine. Trebuia să vină copiii de la școală, că între Dacian și Anca ai 6 ani și între Mirela ai 10 ani. Deci aveam copii la școală și n-am avut eu timp să țin pe Daci în brațe, da. Mai îl țineam eu, nu zic eu că nu, da. Așa mai ușor. Nu a fost cine să-mi facă treaba mea. Și atunci, ba, spălam. Dacă am spălat, aveam Alba Lux, care ai pus hainele, dar de clătărit, trebuia să-l clătărești. Da. Și să le întingi și să faci ce trebuie. Să le storci, să le întingi. Nu e mai cum e acum cu mașini de spălat din astea performante. Nu era așa. Ți-mi minte, mami, când spăla cu Alba Lux. În fiecare sâmbătă spăla. Toată ziua. Eu spălam
Și în fiecare zi. De dimineața până seara. Și nu m-a spălat. Trebuia în același timp și mâncarea să fiarbă pe cuptor și da. Spălat. Și toate. Și toate. Acum bagi în mașină, pui derul, dă-i și mâna. Da, și când mai te sună cineva, ce faci? Ia că spăl. Ce speri? Ce speri, madame? Da. Ia că spăl haine, da. După când încă la mașină spăl. Și face unghiile până atunci. Da. Face pedicură și da. Manicură. Da. Da, dar ea spală. Da. Ce știți voi? Așa e, da. Până acolo cu nemeluita, până am frunză. Și ne mâncă una să desface la cureavă. Nu, păi, nu. Și mâine ce faci mâncare? Nu mai mă întreba, că astăzi am știut și te n-am făcut. Exact. Nu mai mă întreba. Da, nu trebuie să-ți faci planuri, că nu știi ce se ivește. Da. Nu știi de unde iasă iepurile. Iepurile, da. Da. Nu găsă de oameni, au murit noi. Bine, vedeți? Că zice, oh, numai ce-au făcut sarmale, iar face. Da, dar nu fac mult. Ce să aștea până pe sală? Este când soțul meu mâncă carne, este că nu mâncă. Și atunci e mor de ciudă că nu știu când e aia, când mâncă și când nu mâncă. Câteodată mai mă avertizează, dar câteodată nu. Și atunci pun numai 3-4 felii de carne acolo, ceva, că mâncăm numai noi. Și vine și mâncă și el și mâncă carne. Și atunci eu zic, acum ce faci? Păi nu am crezut că mânci carne, că ieri n-ai mâncat și acum nu am cât îmi trebuie mie la copii. Acum nu știu dacă mâncă sau nu. Da, păi el știe că sunt zile când are fluturi. Sincer. Și nu mâncă. Și nu mâncă. Da. Dar după aia cedează, mâncă un pic, după aia răzice că nu mai mâncă carne. Și bine câteva face, zile. Mai se regenerează, cum da. Se zice. După aia iară mănâncă carne, iară, tot așa. Dar dacă lui îi place ceva, uite tot. Da. Să știți că așa e. Nu-l mai interesează. Acum să vedem. Asta e prea mare să o pun aici. O pun aici. Da. Da, și acum trebuie să mă duc pe Natalia. Până atunci fierb sarmalele. Și când ajung acasă facem prezentarea. Ok. Wow, cât e asta. Aia, chiar că cine o prinde. A lui să fie. Cine o prinde, a lui să fie. Aoleu. Deci. Trei din alealante. Trei în unu. Cam așa. Unu, doi, trei. Deci, cine o prinde, chiar că se satură de una. Cine o prinde, a lui să fie. Și-o punem și aici, așa. Și să vezi numai. Gata, nu mai am frunză. Nu mai e frunză. Și acum? Am un ardei și un dobleceri. Și... Ai și o vânătă. Oh, ce bine ad aici. Acum am văzut-o aici. E vânăta. Ia că-to. Bună! Bună! Ați văzut cum ajută Tatăl Ceresc omul care se năcăjește? Și cum face?
Păi, uite așa. Nu trebuia să tai așa mult. De ce nu? Păi prea mult ai tăiat. Stai să vezi. Stai să vezi, fată hăi. Eu zic că prea mult ai tăiat. Uite cât o rămas acolo. Asta? Da, da. Serios? Da. Nu stai să vezi. Nu să văd. Nu, stai. Aici ar trebui să sparg eu nou, să nu iasă afară. Păi, dacă aici n-ai spart-o, așa-i? Păi, la... Nu să pun eu când pui în varză. Dar dacă pui în... Aici nu se sparge eu. Dar dacă pui aici, iasă afară. Dar la mine nu iasă nici așa. Eu nu știu, eu știu că să pun ou pentru ca să... Da, când se face ardei umplut, se face un ou. Ca să nu se împrăștie. Să nu se împrăștie. Când ia ca așa. Și acum eu fac așa. Uite așa. Și las să iasă zama asta afară. Ia-o din asta. Așa, o frunzeșoară și pun aici. Știi? Angi. Uh-huh. Și atunci, știi cum stă aici? Perfectamente. Uh-huh. Uite așa. Și le pun așa în picioare aici. Și asta, Angelica, tot așa fac ca pe sorusa. Da. Sigur. Ai văzut? Și așa aici pun. Ia ca așa. Mai trebuie un pic scobit. Mă grăbesc. Că ai zis că trebuie să merg la școală. La școală. La școală. La grădiniță. Și dacă mergi la grădiniță, eu trebuie să mă fac doctoriță. Da? Nu vreau să te... Nu vrea. Trebuie lipit cu super glue. Sau cu prelandez. Să distrează pe seama mea. Păi nu. Da. Și ia ca să le umplem pe toate cum putem. Stai să mai lași facem. Le facem să fie bine. Da, foarte bine. Bine, bine, foarte bine. Nu ia că am reușit. Și mai pun și pe asta. Faceți loc și ei. Nu fiți așa. Mai unul și un ardei. Aua. Ok, și atunci cu restul? Cu restul ce? Ce rămâne aici? Angie, tu nu știi că Dumnezeu ajută omul când are nevoie? Ok. Dumnezeu îl ajută când are nevoie. Când are nevoie, ajută pe altul care tot are nevoie. Uite așa. Și așa. Să știți că greu să bagă frunza asta. Nu e ușor. Da. Nu știu de ce. Ia ca așa.
și eu ca așa. Dacă aș fi știut că faci sarmale, să fiu mai mulți ardei. Știi? Sigur că da. Deci, interesantă treabă. Și facem și roșii umplute. Și știu că o să iasă bune. Asta știu eu. De unde știi? Nu știu. Și eu ca așa. Am rezolvat tot. S-a rezolvat tot. S-a rezolvat. Am mai trecut eu, Angel, prin așa ceva. Ai, ai. Mai ales că piața nu era așa aproape de mine. Cum e acum, asta aici, e aproape, dar era mai departe. Și dacă am uitat ceva sau n-am avut de ajuns, am făcut cu ce am avut. Stăteam acolo unde am stat prima dată. Știi? Ia ca așa. Ok. Saftul se pune aici pentru gust și se mai pune și asta. Așa. Pun și astea de la vânătă, de la dovlecer. Și mărar. Și avem și un pic de roșii tocate țărănești cu drag din natură. Vedeți? Așa. Aoleu. Mi trebuie apă deasupra, deci arată chiar bine. Roșiile sunt tocate, uitați acolo. Deci ăștia, da, mai trebuie apă. Și să vedeți ce sarmale și ce roșii înflute o să iasă de aici. Mamma mia! Deci e destul apă, nu? E destul, da. Că dacă o umpli ca de jos. Da. Așa. Curge jos. Curge. Bine spui. Fă cum n-ai higiene. Și acum punem la foc. Da. E condimentăm, păi, dacă dă chipiri. Ia ca așa. Mhm. Mai mult n-am ce pune. Aș avea nevoie aici de o frunză faină, dar nu am. Nu mai este. Un capac. Capac și
trecem la fiert. Să mă prins culețul nostru. Deci arată bine, vede? Ok. Na, bun. Gata. Ne vedem mai târziu. Pe curând. Vedeți ce farfurie avem? Deci este avem o farfurie veche. Da. Asta, un pic. Sarmalele alea mai micuțe, să nu mă fac de rușine cu asta. Stai să o iau pe asta. Iau și eu mai micuț. Mai micuțele. Cea mai fericită. Poziție. Poziție. Da, chiar. O venit de la grădiniță. Și... deci, lăsăm două sarmale, așa. Da. Punem și vânăta asta. Și ce să mai pun? Ardei n-am pus. Ai pus ardei, mă. Ia-că-te. Ardei. Și un ardeiu. Deci aici are câte feluri? Una, două, trei, patru feluri. Unde au luat? De unde am luat? Na. De la piață. Ce, mami? Roșiile. Au zis Natalia, wow, ce frumoase. Și ți-a întrebat de unde ai luat. Unde le-am luat, da. Asta nu mă place aici, la prezentare. Roșia. Da, pe toată e spartă. Să vedem de asta. Natalia, așa aș vrea să nu uitați. A venit Natalia de la grădiniță. Deci roșia nu se poate. E prea fier. Da. Da, hai, așa. Mama, cine se uită la mine, la ardeiul ăsta mare? Zice, vai ce ardei mare, vai ce vânătă. Am pus și eu ce am avut acasă. Da, a ieșit o mâncare minunată, să da, știți. Da, să știți, sincer. Și nu s-o spart, numai roșiile, într-adevăr, recunosc. Dar de spart nu s-o spart niciuna. Uitați aici, sarmalele, roșiile, da. Roșiile, da. Roșiile nu pot eu să zic că nu. Cântă, Natalia. Da, a ieșit fain, da. Eu știu că a ieșit fain. Uitați, nu sparte decât... Nu, bine, nu mai umblă acolo. Nu mai umblă. Gata. Deci, decât că roșia asta e cam necăjită. Nu las-o, că bună-i. Deci, mâncare bună. Ăsta, unde ace? Îți place? Sarmaua? Da. Stai să dăm smântână, Angi, din frigider. Deci, și smântână... E inușă. Da, smântână naturală de la vacă. Am așteptat să zic că de la doamna Viorica. Da, vacă. Păi, da, de la doamna Viorica. Smântână naturală, nedegresată. Doamna Viorica, aveți o onoră. N-am cuvinte, am mai repetat eu. Am mai spus eu asta. Foarte frumoasă. Da. Numai Viorica știe să lege așa Monica. Da, da. Ia-o. O legat. Nu duc. Știu eu.
Și eu mai desleg nodurile ei. Deci, vedeți? Wow! Deci, totuși, aș vrea să gust un pic. Lasă nu gusta, că ai fiere. Ai fiere? Lasă nu gusta, că ai fiere. Numai o lecuță. Da, să știți că îi sănătoasă. Uitați aici. Îi. Și e bună, să știți. E foarte bună, e fină. Deci chiar... Nu mai pus mântână. Nu mai ajunge, da. Ok. E sănătoasă și bună, fină. Deci, smântâna e super. Chiar știe tanti Viorica să facă smântână bună. Are aparat. Aceasta a fost realizarea mea pe ziua de astăzi. Să știți că nu știu cum vă uitați dumneavoastră că-s mari astea două și roșii, dar sunt atât de gustoase. Eu am mâncat una deja. Deci tu ai servit deja. Da. Păi până Angie a mers după Natalia, până a venit înapoi, dar ce să stau cu stomacul gol? Nu. Să vă arăt una cum arată așa înăuntru sau să o tai? Hai că iau una. Asta o lăsăm pentru prezentare. Da. Și poți să iei una, să tai, să vedem cum arată. Și gata. Iau asta mare. Da. Da, nu mai e așa zonul ăsta. Natalia, așa m-aș îmbucura, Natalia, să fie... Uite ce-ți dau, uite ce-ți dau. Tei? Să papi. Un pic. Arată bine. Orezul-i fier și așa arată, vedeți? Da. Superb. Uitați. Foarte bine. Nu mai mult, că eu numai vă fac pof. Da. Vă dorim numai bine. Vă lăsăm cu pacea lui Domnul Iisus. Pace, la revedere. La revedere. Mami.